din data de 13 iulie, convocată în conformitate cu articolul 39 alineatul 1 din Legea Administrației Publice Locale Republicate și prin dispoziția primarului numărul 250 din 2017. La prima vedere, constat că suntem statutari, conform legii ne putem desfășura activitatea. Sunt prezenți un număr de 12 consilieri din 15 aleși. Lipsesc domnul Grigore Florin, care am înțeles că are o problemă și dacă considerați că îl motivăm pentru lipsă, dacă sunteți pentru motivarea absenței domnului Grigore. Da. Da, mulțumesc. Și domnul Panțăru Alegu, care am înțeles că sunteți... Acum apare în vidru. Deci e aici, la podă. Domnul Marica Costică și-a dat demisia, deci nu mai putem lua ca prezența dânsului. Așa cum știți, președintele ședinței este domnul Cristian Marius, care îi dau cuvântul pentru deschiderea ordinii de zi și supunerea ei spre aprobare. Domnul președinte. Da. Hai să începem cu începutul. Vreau eu să cităm proiectele rapid, așa ca să ne arde întrebare. Proiectul de hotărâre privind aprobarea prezentării ședinței extraordinare și ordinare din 15 iunie 2017 și 26.06.2017 și 29.06.2017. Proiect de hotărâre privind aprobarea vacantării postului de consilier local ocupat domnul Marica Costică ca urmare a demisiei acestuia. 3. Proiect de hotărâre privind validarea domnului Ababei Petre în funcție de consilier local pe locul rămas vacant ca urmare a demisiei domnului Marica Costică. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului modernizare comunal DC111D, localitatea Dumbrava, Comuna Gureava, județul Bacău. Posibil, semnat liber. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării voucherelor de vacanță personale primăriei Dumbravei. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea plan de măsuri pentru îmbunătățirea activităților de gospodărie minimală. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea către SC, Serviciul Public Local de Gospodărie Gureavăi SRL. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului cadru privind serviciile furnizate de către SC, Serviciul Public Local de Gospodărie Gureavăi SRL. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor percepute de către SC, Serviciul Public Local de Gospodărie Comunală Gureavăi pentru serviciile prestate. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de mandat al administratului SC Serviciului Public Local de Gospodărie Comună Gureavăi SRL și 12 diverse. Domnul la primul. Supuneți la vot. Supunem la vot. Ordinea așa cum e formalizată. Supunem la vot ordinea așa cum am primit-o cu toții. Sunteți de acord? Da. O să intervin un pic pentru că ne-am obișnuit de fiecare dată să avem și o suplimentare a ordinii de zi. Obligatoriu. Așa cum știți, la data de 3 iulie 2017 a intrat în vigoare legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, o lege făcută pe genul de Guvernul României, prin care într-un articol s-a re-reglementat și indemnizația consilierilor locali. Aceasta a fost stabilită la până la 10% din indemnizația primarului. De aceea vă propun suplimentarea ordinii de zi cu un proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației de consilier local ca urmare a intrării în vigoare a legii salarizării pentru salariul plătit din fonduri publice. Dacă sunteți de acord cu suplimentarea, vă rog să votați în consecință. Mulțumesc. Mulțumesc. Da, domnule. Da, primul proiect. Ca să suntem de acord să citim. Ca să citim. Procesurile verbale de ședințele ordinare și extraordinare, la care cineva vreo obiecțiune? Nu. Ceva? Nu sunt obiecțiune. Supărăm la mod? Da. Toată lumea. Proiect de hotărâre privind aprobarea vacantării postului de consilier local, ocupat de domnul Marica Costică, ca urmare a demisiei acestuia. O să iau un pic cuvântul, pentru că mare, așa, raportul de constatare a încetării mandatului de consilier local al domnului Marica Costică, ca urmare a demisiei acestuia,
avem prevederi legale, legea 393 de 2004, actualizată, privind statutul aleșilor locali, care prevede faptul că una din cauzele prin care încetează mandatul de consilier local este chiar la inițiativa consilierului prin demisie. Demisia este un act unilateral de voință, nu putem noi să intervenim asupra lui. Dânsul, din motive personale, a considerat că este oportun să-și dea demisia din cadrul consiliului local. Fapt pentru care am inițiat un proiect de hotărâre împreună cu domnul primar, prin care se constatăm validarea vacantării postului de consilier local ca urmare a demisiei acestuia. V-am atașat materialul de ședință și referatul constatator. De aceea consider că nu sunt alte probleme cu privire la asta. Vă aduc la cunoștință și public că aș fi vrut să primesc demisiile membrilor după domnul Marica până la domnul Ababe, că așa era bine. În cazul de față, vă luăm cunoștință că partidul își asumă public răspunderea în cazul care cei dinainte a domnului Ababe se supără și acționează în instanță pentru faptul că se simt nedreptățiți din punctul ăsta de vedere. Domnul Corino promis că le aduce. În rest, toate formalitățile sunt îndeplinite, așa că vă rog să votați în consecință. Dacă sunt ceva... Dacă sunt adăugări... Vacantare, domnul Marica. Și nu le are. Dar sunt. Nu, dar demisiile până la... Partidul și-a asumat răspunderea că sunt, da. Sunt, sunt, am adus domnul. Noi am trimis adresa mai departe, automat ai l-am trimis. Am făcut ședință, de nu știu. Dacă nu le aveți, răspunderea vă împărțim. Nu e normal? Da. Am verificat listele PSD cu care partidul a participat la alegerile locale din 5 iunie 2016. Domnul Ababe Petrea se află pe listele PSD-ului. Înaintea dânsului mai sunt 4 persoane pe care, din nou spun, aș vrea să văd demisiile, dar pentru că și-a asumat domnul Călin răspunderea pentru demisiile celor dinaintea lui. O să menționăm și în procesul verbal. Partidul și-a asumat răspunderea dacă cei dinaintea domnului Ababe se supără. Corect. Comisia de validare stabilită la alegerile din 5 iunie a validat pe domnul Ababe Petrea. În consecință, cred că nu are rost să mai discutăm prea multe. Avem toată documentația depusă în spate, inclusiv împuternicirea de la partid, transmisă în termen. Domnul președinte, supuneți la vot proiect dacă nu mai sunt înscris la cuvânt. Dacă nu sunt înscris. Cine este pentru? Pentru. Da. Așa cum prevede procedura domnului Ababei, pentru un consilier nou validat, acesta are obligația să depună jurământul prevăzut atât de Constituția României cât și de legea 215. Jurământul se va face atingând Constituția României și Biblia cu mâna dreaptă, cu mâna stângă, cu mâna mai aproape de inimă și urmare veți semna și un jurământ scris pe care unul păstrez eu și nu va rămâne la dumneavoastră. Pentru că este un moment solemn, am rugămintea să ne ridicăm într-un lucru. E atent aici, poate nu ți-a spus șeful de partid. Nu râde! Eu vă recomand altceva. Să ascultați pentru binele comun să faceți ceva. Șeful de partid, partidul e acolo. Cu mâna stângă vă rog să atingeți atât Constituția României cât și Biblia. Și o să vă rog să repetați după mine. Jur. Jur. Să respect Constituția și legile țării. Constituția și legile țării. Și să fac. Și să fac. Cu bună credință. Cu bună credință. Tot ceea ce stă în puterile. Tot ce este în puterile. Și priceperea mea. Și priceperea mea. Pentru binele locuitorilor comunei Gurăvăi. Pentru binele locuitorilor comunei Gurăvăi. Așa să ne ajute Dumnezeu. Așa să ne ajute Dumnezeu. Doamne. Așa. Nu pentru fapt. Cu mențiunea expresă. Lăsați partidul. Și puneți pe primul loc comuna. Partidul vă învață să nu votați și trebuie pentru comună. Votez numai bilii comuni. Numele partidului votez bilii comuni. Așa au votat și Enache cu Antonie. Eu votam în cea cum n-am dus. Așa și-au făcut un păstru. Nu votează lui Valerică Drum, că îl duceam acasă. Lăsați-mă cu partidul. Votați pentru comună, oameni buni.
Lăsați-mă cu partidele, că să dur de partide până în gât. Hai că dacă nu era partidul... Chiar ăla, nu? Nu, era... Cine știe ce primar mai aveam noi acum? Lasă-mă, domnule, băteai cu pumnul masă, mă ziceam și spunea lui domnul Panțăr. Hai, domnule, pune lui Benea să dea drum. Domnul Abadu... Un metru n-ai să faci. V-a ocupat locul domnului Marica Costică și în comisie de specialitate acolo. Da. Poate îi spun lui Orban că, nu sunteți de acord cu partidul. Treaba dumneavoastră. Nu v-am văzut la televizor la congres. Pe Facebook, cum e? Dar nu l-am văzut la tribună. Iar pare rău, a fost în treul. Hai să se întâmplă. Din momentul ăsta, domnul Petric, puteți să votați orice. Da, din momentul ăsta vă puteți exercita dreptul la vot, domnul Orban. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului modernizare drum comunal DC111 de localitatea Dâmbrava, comuna Vrăvâi, județul Bacău. Domnul primar, dacă vreți să prezentați proiectul, avem consilierul care am. Așa cum știți, prin galvalea trotușului, primăria comunii Vrăvâi a accesat o măsură prin care s-a finanțat modernizarea infrastructurii rutiere din zona Dâmbrava, drumul care pleacă din stația de autobuz, din DG206, care coboară spre doamna 26. Manea Maria, a fost făcută o porțiune, urmează să fie terminată și porțiunea a doua. Pentru acest lucru s-a inițiat un proiect de hotărâre prin care Consiliul Local își exprimă acordul cu privire la implementarea proiectului în continuare. Cam asta e pe scurt materialul de ședință, ca să nu stăm să citim atâtea articole de lege și atâtea... Și o completare, îl avem programat din anii anterior, se știa, este o promisiune a Consiliului Local vechi și a noastră și a mea ca primar, că vom continua drumul până la Maria Mare. Se concretizează prin galvalea trotușului, avem o sumă de bani acolo. În bugetul anului ăsta noi am prevăzut o sumă de 20.000 de lei pentru... 20 sau 400? 20.000, domnul Tătaru, dacă am spus 20, ascultați, eu am memorie și putem da examen. 20.000 de lei pentru studii de fezabilitate, tot ceea ce ne trebuie, aprobări, avizări, studiu topo, geo și cadastru. Cred că suntem pe ultima linie, vom da drumul la proiect în termen. Nu prea găsim proiectant și nu prea găsim... Când a fost proiectat, nu s-a proiectat până la cap? Nu, fiecare... S-a proiectat pe tronsoane, nu? Un proiect european se proiectează pe ceea ce faci. Nu te acceptă nimeni pe vise, pe brade... Și nu găsăm niciunul, ce Dumnezeu? Care e motivul de nu vin? Bă, să găsim. Sunt bani foarte puțini. Toți se aruncă la bani mulți, așa s-au învățat, avem bani puțini. Ei, noi încercăm bani puțini, sumele sunt mici, va fi foarte greu să găsim chiar și o firmă care să ne asfalteze. Pentru 100.000 de euro, eu trebuie să aduc un utilaj, poate de la Baia Mare. Să aduc un utilaj de la Baia Mare, cu tot ce înseamnă oameni, cu utilaje, cu traileri, cu astea. Depinde cine câștigă. Toți se aruncă la... Autostrăzi nu se fac, asta este. În principiu, cred că suntem pe drumul cel bun, suntem acolo unde am promis, facem ceea ce trebuie să facem. Dacă are cineva vreo obiecțiune la proiectul nostru? Da, asta este. Să vă găsați cu domnul primar, să găsați cu omul. Găsim problema mea așa, a lui domnul contabil. Eu domnul contabil. Bine, la Dumbrava, vezi tot. La limitate. Da. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea voucherelor de vacanță personalului primăriei comuna Vrăvăi. Așa cum știți, proiectul de lege a fost larg dezbătut de către toate guvernele care au promis. Într-un final a apărut OUG 46 pe 2017, care modifică OUG 8 pe 2009 cu privire la acordarea voucherelor de vacanță, care acordă și personalului bugetar un voucher de vacanță în valoare de 1450 de lei. Nu știu, să pleci pe manta la mare. Fiecare îl cheltuie cum consideră. Voucherul este nominal, nu este transmisibil. Așa am ce v-am dat și articole de lege pe care stabilez normele metodologice, valori și așa. Am stabilit cu domnul primar, pe care l-am convins destul de greu să inițieze proiectul de hotărâre. Adevărul că banii sunt puțini și cumva am făcut o transformare din salarii. Altfel lucrează personalul primăriei când îi dai acolo stimulie. Da. Am stabilit cu domnul primar că, dacă ați văzut
proiectul de hotărâre este un articol prin care spune că persoana care nu primește, care nu face dovadă de contul în termenul de valabilitate, îi se impută sumă. Pentru că facem un efort bugetar, asta e clar. Da, exact. Nu ne permite să mormântăm 14.000 milioane cinci într-o hârtie. De asta apare articolul respectiv. Dar nu credeți că e corect? Da, e foarte corect. Pentru că eu îl iau de aici și mă duc și iau bani și nu dovedesc că am fost plecat cu el. Nu pleci la un concediu? Dar că acolo am înțeles că nu m-am uitat eu bine. Deci aceste vacanțe să fac, aceste vouchere să decontează numai pe teritoriul României. Doar în România. Am luat nisipurile de aur. E hotărât de guvern asta. Doar în România. Nu există. Am văzut-o eu cu nisipurile. Da, ca o completare. N-am fost? Nu? Domnul Tine a specificat foarte bine. M-a lăsat greu convins. Și chiar am văzut pe proprie răspundere să nu fiu de acord. Dar am întrebat la alte primării, toate primăriile dau. Cum ar da în fața salariaților de la primăria Buracului, cărora le pretind, stați peste program, răspunde solicitărilor tuturor cetățenilor la nivel de nota 20 și să nu-i poți stimula. Premii nu poți să-i dai, nimic nu poți să-i dai, cu un salariu de 1000 și ceva de lei pe lună, să-i ceri performanță. Nu, am considerat că aș da o notă discordantă față de celelalte primării și oamenii ăștia nu mai arăta câtă viață ar trăi dacă pentru o sumă care chiar o putem suporta, deci în condițiile în care noi am redus foarte mult cheltuielile la primăria Bravei. Ați văzut și de fiecare dată am fost sincer cu dumneavoastră, am tăiat orice ce cheltuieli. Facem cu efortul proprii, turnăm beton singuri, facem cofrac singuri, cu oameni la spus social, cu ceea ce putem, ca să facem economie, să fim cu fruntea sus. Având în vedere că chiar și justiția română ne-a ajutat, am câștigat la Bacău, la apel și definitivă, irevocabilă, returnarea celor 22 de miliarde, deci 635 de mii de euro. Prima rată va fi în decembrie 2018, iar restul va fi graduat până în 2021. Deci 5 ani de zile. Până la vot. Da, spunem la vot cine este pentru. Trecem la proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui plan de măsuri pentru îmbunătățirea activităților de gospodărie comunală. Așa cum aveți atașat material de ședință, Garda de Mediu Bacău, Comisariatul de Fapt, Cățean Bacău, ne-a trimis adresa 1460-96-27, prin care face la cunoștință în conformitate cu prevederile mai multor legi, aveți obligația de a stabili și lua măsuri cu privire la cea de gospodărie comunală mai mult pe partea de mediu, fie dintre mediu. V-am redactat proiectul de hotărâre în conformitate cu prevederile legale. Aveam o hotărâre mai veche dată, era de prin 2010, care funcționa la nivelul comun, trebuie actualizată și readusă în discuție, ca să o avem ca temei și ca bază pentru aplicarea măsurilor de gospodărie comunală pe viitor. Ați văzut sarcinile, cine răspunde la fiecare activitate în parte. Am adunat compartimentele care să răspundă de fiecare activitate în parte, domnul viceprimar, cu poliția locală, cu protecția mediului, inclusiv beneficiarii legii 416, ați văzut prinși acolo, au și atribuții în vederea înfrumusețării comune. Da, sincer vă spun, aici eram ceva rezerve, și îmi pare rău că este așa. Chiar am așa un of și un nod în gând. Urli cum urlă un lup la lună. Oameni buni, am plantat 5500 de puieți de salcâm pe tig. Și își permit să ducă cu capra, cu oaie pe acolo. Pun poliția locală, pun băiatul de la mediu, pun pe butuc urmăriții. Se înțelege foarte greu, omul a învățat doar ce știe el. Trebuie chiar și dumneavoastră, dragii mei, cu
consilier să mă ajutați. În mijlocul cetățeanului când te duci să-l vezi, băi, bădie, ai islazul, ai runcul, ai tot ce vrei pe lumea asta. Ce cauți pe dig cu vaca, cu capra, cu cal, cu oaie? Nu se poate așa. S-au certat, s-au bătut pe acolo, că au dus calul la X. De ce vii pe zona mea, că eu nu pot să leg vaca? Aiurea. E păcat de munca noastră, e păcat de munca celor de la 416 oameni la ajutor social și chiar până la urmă de investiție am puiesc de salcâm ca noi să nu urmărim și să nu ținem cont de ceea ce vrem să facem în viitor. Încotro ne îndreptăm spre o societate civilizată, spre ceva care noi încă n-am avut, dar vrem, că toată lumea, vin copiii noștri din străinătate, vor altceva. Dar și dumneavoastră, în mijlocul societății, comunității din care trăiți, aș vrea să implementați ceva din ceea ce eu aș vrea să transmit astăzi. Fiecare din noi să contribuim cu ceva. Și poate sunt un pic atipic. Vă rog să rețineți. Marea majoritate de a consilierilor de mandatul ăsta aveți obligația de a depune un memoriu, o situație activității dumneavoastră. Vă rog să implementați aceste lucruri în comunitatea din care plecați. Mă uit la domnul Tătaru, peste drum acolo, am făcut stația aia, au spart-o. Haide cu câteva pocnituri să pune o bucățică, vă dau un policarbonat, dincolo în stația de autobuz, la plecare. Au spart copiii, cine a spart? Dar vine cineva când trece, fotografiază ca un flash. Nu ne reprezintă. Este păcat de munca noastră, păcat de ceea ce facem noi în curtea primăriei cu eforturi proprii. Și îmi pare rău că viceprimarul s-a schimbat, să-l vedeți că de azi dumneavoastră un sudat. Dacă mă ridic în picioare, îmi vedeți că de azi dumneavoastră am dat să la lopată și la aia, vrem ceva. Munca nu e o rușine. Nu e o rușine, dar vreau să munciți și dumneavoastră, vreau să vă fie rușine. Faceți stația de la domnul, da? Da, ce-ți voi dau la colicarbonat. Vă dau la colicarbonat. Cum ești acum să-ți stați, da? Vă dau la colicarbonat. Dacă am mutat stația, domnul, vă dau la colicarbonat. Da, stai, mă, da. E treabă de 5 minute. Și când vedeți copii în stația de autobuz, bă, copii, nu stricați. Știți ce am făcut de azi dimineața? Am adus de la niște autobuze scaune. Scaune care eu am răspundeți, le-am în gestiune. Timp de 3 ani. Avem 2 ani, nu era un scaun bun. Am adus scaune de autobuz foarte bune, le-am tăiat, le-am sudat, le punem, le vopsim. Facem ca să fim unde este locul nostru. Vă spun chiar ca la prieteni deosebit. Am ieșit foarte bine. Vin niște olandezi să le facă acolo. Poate ne vor face și corpul ăla de clădire. Un cabinet al medicului de familie. Nu ne mai dă nimeni autorizație la etajul 1. Persoanele cu grad de handicap, cu mine, Dorel, cum sunt alte sau alte, bătrâni, nu pot urca la etaj. Și mutăm acolo, în partea aia altă. Vom face serviciul de alimentare cu apă al comunei Gurabăi. O frizerie, cu afiură, o farmacie. Trebuiesc luate decizii rapid și făcut cu responsabilitate ca noi, cu bani puțin, să definitivăm ceva. Da? Vă rog chiar să rețineți și domnul secretar, rog să noteze, în momentul când voi avea un control, primul lucru care voi fi întrebat despre consilier, dacă dumneavoastră v-ați prezenta raportul de activitate pe ultimul an. Vă rog cât de cât să creionați activitatea dumneavoastră. Știu sigur că dumneavoastră, când a fost nevoie, domnule, nu e lumina aici, nu e acolo, acolo trebuie pus balasul. Întotdeauna ați ridicat problemele și în cadrul Consiliului Local. Nu vine mașina de cu noi, trebuie să tăiate crengile. Întotdeauna ați ridicat probleme. Dar aceste lucruri trebuie creionate într-un raport al fiecărui consilier, da? Cam atât. Da. Dacă mi se permite la, se permis, la punctul 6 aici, așa, la asta, la referitor la ce a spus dumneavoastră cu planta de zămâncați făcută. Dumnezeu, există o responsabilitate chiar și din partea noastră, dacă dumneavoastră ați acuzat că, domnule, că nu implicăm, o secundă. Așa am înțeles eu, dați voi.
Ce se întâmplă? Dacă dumneavoastră ați investit forță de muncă, ați investit financiar, ați investit moral, sau cum vreți dumneavoastră să o luați, de ce această porțiune de digă cum ne-a fost plantată? Dați-o, domnule, în pază. Cui? Cui? O dați în pază la Ocolo Silvi, dacă e cheia digului. Voriți? Dacă nu o dați la Poliția Comunitară, să o păzească, domnule. Am dat. Poliția Comunitară e unul. Dar nu există așa ceva, domnule. Deci cineva trebuie să răspundă. Atunci ne batem joc de muncă. Răspundeți dumneavoastră, vă dau un șansă. Păi nu pot să răspund eu. Păi de ce nu puteți? Păi n-am pus să răspund. Păi vă dau o credință cu consiliul local. De ce întotdeauna aruncați pisică? Eu nu, n-am aruncat la chestie. Dar n-am văzut, dar v-ați dumneavoastră ceva? Eu am spus că aveți drobe, nu. Domnul primar, v-am acuzat dumneavoastră ceva? Nu. Faza de zi sunteți pe lângă subiect. Păi nu sunt pe lângă subiect, domnule. Am atunci cum vedeți dumneavoastră că se poate rezolva acea problemă? Vă spun eu cum. Ați aruncat-o, poliția locală. Eu sigur polițist local. Puneți camerele de la vedere, cine păzește? Șeful poliției și secretar, și femeie de servicii, și șofer, e tot ce vreți. Ce vreți să-i fac? Să-i mai pun la antenă? Să-i mai pun la antenă altceva? Una de minier în față, dacă se poate. Și permanență la primărie. Și deci haideți să tratăm lucrurile așa cum vreți dumneavoastră. Așa cum vreți dumneavoastră. Dar nu putem să facem, nu putem să facem decât așa ca să... Dumneavoastră, peste o săptămână, peste o săptămână o să vedeți lucrurile de aceeași probleme. S-au păscut. De ce? Eu încredințez lui domnul Țupota. Da? Eu credințez că e cea consilier. Eu, de când ați plantat, am zis o să fie probleme cu ăsta. Am spus, eu îi amendez pe toți. V-am mai spus cu amendea. Da. Am zis, și amendea unui zis, la primărie. O să fie probleme cu ăsta, cu iezul, cu capra, cu vaca. Vasile, eu mi-au angajamentul cum îl prind, cum îl am. Păi, ca să vă spun ceva? Dar nu l-o prins, aia e problemă. Sâmbă că am făcut. Hai, nu, e bag apriconit acolo. Să duci în aia, până o dai afară. Dacă vă spun situația financiară, da. Ce amendă să-i dau? Și amendă sunt... Domnule, sunt situații... Adică porțiunea acolo la postul nu-i atinsă. Ce mai vorbim? Așa e. Gata. Deci porțiunea nu-i atinsă. De acolo încolo. De acolo n-am fost, dar până acolo nu-i atinsă. E bine. Sunt anumite persoane care dau drumul la anul. Nu poți să puteți să vă dați la voi de aia trebuie să avertizați prima dată și cum multe să te zic. Vă respect E vorba de... Deci ne batem joc atât de munca dumneavoastră, cât și de munca celor care au muncit acolo, ca să facem de dragul de-a mai. Spune-mi la vot dacă are cineva de adăugat ceva. Păi, dar nu vrei și... Domnul Mațăru, cine este pentru? Da, poftim. Numărul 7. Proiectul de aprobare a regulamentului de organizare și funcționare a SC Serviciu Public Local de Gospodărie și Comuna Guravăi în SRL. Da. O să iau din nou cuvântul eu, pentru că aveți cunoștință de cauză cu privire la înființarea serviciului public local de gospodărire comunală Guravăi, serviciu care se va ocupa și de furnizarea apei către populație. Avem două hotărâri de consiliu date în acest sens. Hotărârea Consiliului Local 21, care era acceptul pentru înființarea serviciului, și hotărârea Consiliului Local 47 în 2017, care îi stabilea și forma juridică a acestui serviciu. Ca acest serviciu să funcționeze, are nevoie de mai multe hotărâri de Consiliul Local în acest sens, care o să constituie documentație pentru obținerea avizului ANRSC. La proiectul de hotărâre dezbătut în momentul de față, vorbim despre aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public local de gospodărie comunală. Automat, orice firmă, orice serviciu trebuie să aibă un regulament de organizare și funcționare care este litere de lege, căpătâi, și după care se ghidează pentru desfășurarea activității. De aceea, forma inițiată vă supun spre dezbatere. Aveți documentația aferentă, inclusiv anexa, care e regulamentul format din 24 de pagini, dacă nu mă înșel. Dacă aveți nelămuriri, dacă aveți, amendamente pe care să le supunem aprobării, puteți să deschideți subiectul. E un subiect, știu că e un subiect sensibil pentru un consilier. Eu nu-l văd așa, eu-l văd o necesitate. Îl avem prezent și pe domnul Marcu, pe care l-ați acceptat ca viitor administrator al SC Serviciu Public Local de Gospodărie Comunală, dânsul poate să vă răspundă și mai punctual pe lege. Eu am totuși o mențiune și aici. Cu alimentare cu apă Dumbrava suntem
la CNSC București. Săptămâna asta nu cred, că mâine deja e târziu, trebuia deja să primim răspunsul astăzi, s-au împlinit 20 de zile. Dar săptămâna viitoare vom primi răspunsul convingător. Mai există o singură cale de atac al celor care au făcut contestații, al Conepu și cu Hidroconstruct Baia Mare, în instanțe, care va dura așa 2-3 luni. Dar indiferent cum, este un drum care nu se mai poate întoarce înapoi. Noi, nici Consiliul Local, nici secretar, nici contabil, nici primar, nu pot sări nicio etapă. Asta este legislația. Dacă se va modifica procedura de achiziție publică, se va modifica. Adică aceste etape să se scurteze, ca aceste etape să devleze mai repede. Avem un an de zile de când avem bani și noi stăm și facem și semnăm hârtii. Am ridicat problema viceprim-ministrului guvernului, doamna Sedil Saide, când a venit ministrul dezvoltării, a venit la Bacău, am spus și am ridicat. Cu toată tăria este înregistrat și dați pe vedere Bacău, să se modifice procedura de achiziție publică. Este stufoasă, este permisibilă și nu implică pentru cel care face contestație mai nimic, 500 de lei sau 600 de lei. Pentru 600 de lei l-a scris și el niște hârtii cu un jurist și mă amână pe mine o jumătate de an. Cred că totul se va modifica, se va derula, dar indiferent cum, dacă CNSC-ul decide același câștigător ca noi, cred că în 2-3 luni vedem unde scaua apare. Mie îmi pare rău că nu le-am văzut mai repede. Mai repede. La Gura Vlăie au primit materiale pentru raporturi. S-a derulat un pic greu. Mi-au blocat un pic și soțiaua cu asta. I-am atenționat. Le-am făcut în ascultare. A fost sub presiune, este golită, vor efectua lucrări, noi nu facem probă de presiune, dar între timp, serviciul de alimentare cu apă va face datoria. Vor bate din poartă în poartă, vor încheia contractele de racordare, ați văzut acolo e material, e 450 de lei racordul, 25 de lei nu știu ce și toate absolvenții sunt conform legii. Din banii încasați pentru bransament, societatea SEF autofinanțează. Ce mă mai bucură, referitor la ce am prins noi acolo și a fost mențiunea mea specială, vor prelua și terenul de sport, nu mai intre cine vrea, cum vrea, spun la omul de servici, spun la director de școală și copiii intră când vor, rup ce vor, mă duc eu să fac curățenie în urmă lor, au stricat tot. Nu. Este o taxă modică, 30 de lei grupuri organizate ziua, 50 de lei cu nocturnă seara. Ca și copiii din Comuna Gura Vlăie să beneficieze de un teren de sport modern, dar nici nu ne putem permite să lăsăm în paragină, să distrugă tot și până să ne întrebăm la ce am investit banii europeni. Da, eu consider că... Deci, în principiu, consider că totul ar fi normal și legal. Dumneavoastră rămâne să decideți cu votul dumneavoastră când dăm drumul la... Eu aș vrea, dacă se poate, și mâine. Fac proces verbal de predare recepție la toată instalația de alimentare cu apă și se vor ocupa, se bată din poartă în poartă cu contracte, au de muncă la greu. În afară de asta, doi salariați din primărie vor pleca obligatoriu la serviciul de alimentare cu apă și ușurăm bugetul comune, care în acei bani îi vom folosi la căminul cultural, la DIC, să achităm diferența de DIC și sper ca dumneavoastră să observați că îi folosim judicios acei bani. Bine, da, sigur. Hai, dacă mai are cineva de adăugat ceva?
supunem la vot. Cine este pentru? Numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii prin prezențare directă către SC Serviciu Public Local de Gospodărie Comuna Gurabăi SRL. Nu se poate. Altfel este al nostru, noi îl dirijăm, Consiliul Local stabilește programul, tot ceea ce are de făcut. Deci nu poți să dai altfel decât cu încredințare directă. Prin acest proiect de hotărâre îi dați serviciului obiectul muncii. Îi delegați gestiunea asupra serviciului de alimentare cu apă și asupra bazei sportive comunale Gurabăi. Cine este pentru? Te-ai de întreabă, acum numai să facă. Eu chiar cred că nu se poate altfel. Suntem destul de dar, nici acum. Nu v-aș dori să lucrați cu mine. O să spuneți că nu vă... Probabil spuneți domnul administrat. Nu știu, domnul administrat. Ați observat că nu am dat nimic gratuit serviciului. Inclusiv are redevențe, ne dă 0,02 lei pentru cup de apă furnizat. Nu este pentru început, asta pentru început. Este pentru 6 luni. Pentru început, nu să facă treaba. Noi mai cerem toți banii. Hai, vom vedea. Luăm toți banii să... Să dăm afară. Așa este. Da, proiect de hotărâre privind aprobarea contractului cadru privind serviciu furnizare de către SC Serviciu Public Local Gospodăriei Comunei Gurabăi. Este vorba de modelul cadru de contract pe care serviciul o să-l încheie cu utilizatorii casnici, trebuie aprobat prin Consiliul Local. Acolo are reglementat condiții, obligațiile fiecare dintre cele două părți. Nu, dacă mă bucură ceva, mă bucură că domnul Marcu și jurist. Mă scapă cu mine de proces. Câte proces o să aibă când nu a plătit apa, dar nu-i problema dânsul să reprezinte. Asta mă bucură cel mai mult. Nu mă duc eu în instanță. Ca neamăra de mâna dânsului, la trebuie de zile de robinetul, închide de robinetul. Să nu facă contracte la cei care nu-ți branșați. Da. Cine este pentru? Din păcate nu se poate. Cine este pentru, domn primar? Dacă nu ridicați mâna, măi. Dar nu întrebați domnul primar, întrebați pe noi. Aveți emoții, da? Primarul duce la îndeplinire hotărârii Consiliului Local. Lasă-mă cu partidul. Aici, da. Hai, primarul a ajuns acolo unde trebuia, văzut? Eu nu sunt șef de partid aici, eu sunt șeful comunei. De trib. Hai, domnule. Dacă votează vă unul împotriva dumneavoastră, mă ne-l dați afară. N-am dat pe niciun. N-ați avut ocazie. Din primărie, băi, au dat. Din primărie. Greșit, nu. Trecem la numărul 10. Domnul Pașcu, vă rog frumos, ca să nu meargă treaba așa. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor percepute către SC Serviciu Public Local de Gospodărie Comuna Gurabăi pentru serviciile prestate. Acolo tarifă, acolo e vorba aia, ce sunt bine, nu? Aveți anexa proiectului hotărâre. Nu poate, dar arate. Aici puteți aduce amendament. Amendament. Și sunt de acord cu dumneavoastră în două rate. Două luni. Sunt de acord. Hai să ne ducem cu cazuri excepționale, dar să vă iați nu să genezeze. Mă dați, vă rog, domnul Tătar. Amendament, domnul Tătar. Foarte bine. Ați vorbit după inima mea. Sunt două rate. Deci, după cum ați văzut, dați să vă explic un pic procedural. Taxa asta de 500 de lei, cum s-a vorbit, ea implică, de fapt, trei taxe. E vorba de taxă branșament individual la rețea publică, adică faptul că i-a învățit robinetul și vine apa, 450 de lei, avizul definitiv de branșare 25 de lei și aviz punerea funcției 25 de lei. O să fie nevoie și de un certificat de urbanism, pentru că se intervine, e vorba de niște taxe, e acumulată, face 500 de lei. Dacă o dăm în rate, o dăm pe taxa 2 de la anexă, da? Vorbim de taxă îmbrașament individual la rețeaua publică de alimentare cu apă. Ai de 450 de lei, nu dăm per total. E 225, 2 luni, e corect. Bun, da. La un moment dat se cumulează ai de 400 cu ai de 25, știi? Și e posibil să... Omul spune, băi, n-am decât în două rate. Sau n-are în două rate. Să dea în două rate, da. Nu spune nimeni că să fie două rate egale. Corect. Probleme sunt acolo unde nu sunt, nu unii sunt. Cine este de acord cu propunerea domnului Dan Tătaru să fie dată plata în două rate? Corect. Vreau. Uite așa se face. Aici la normal. Care are dreptul? Când se vrea. Pe lângă taxele de rost de acolo, stabilim taxa pentru metru cub de apă furnizat. Da? Nu am trecut-o pentru că rămâne să dezbatem acum la fața locului. Momentan nu putem vorbi de o fundamentare bugetară, pentru că nu avem o evidență la început câți metri cubi se consumă, cât se rulează într-o lună, cât se leagă. De aceea, luați în considerare faptul că o luăm cu 3,22, domnul Marcu... Nu, 3,76. 3,76 de la Crab. Noi de la Cărăboi.
de la Valea Uzului, o luăm cu 37. De la direcția APSO, la cine i-a aparținut? Da. De la direcția APSO, da? De APSO, da? Deci, dumneavoastră la... 376. Nu discutăm de preț, deocamdată. Că, în prima etapă, noi vedem ce putem cheltui. Norocul nostru, că este instalație nouă, făcută probă de presiune, nu vom avea pierde. Calonești ca la Bacău, că acolo asta e, e nenorocirea. Nu consumă cât pierd în pământ. La noi instalația este nouă, probă de presiune, verificată, tot standardizată. Știm doar că avem un punct de reper, 37.6. Eu mă gândesc, deocamdată, cu TVA, fără canalizare. Cum este ea? Fără TVA, că asta n-ar ce treabă. Păi cum să n-ai vari? Stați o secundă. Stabilim pentru deci, deocamdată, asta e 376 la noi, preț final. Da? Asta înseamnă dacă are TVA, dar nu cred că apare TVA. Păi nu, domnul primar, noi trebuie să plecăm de la ceva, exact ce a zis cum vrea. 376, ăsta e maxim. Deci, domnul administrator nu poate să pună mie un preț sub prețul de achiziții. Clar. Da, așa, prețul de achiziții care au achiziționat, zic cum îl achiziționează, cu TVA sau fără TVA? Cum este, eu știu doar asta, nu vă pot da detalii. Pentru că atunci să știm și noi de la ce plecăm. Noi plecăm de la 376. 377, ăsta-i prețul. Bă, nu este TVA inclus sau poate n-are TVA. Dar vă spun că 376 e maxim. Nu există. Deci 376 este maxim. Dar chiar dacă are TVA, noi știm că va fi 5 lei. Nu s-au fost. Cred că nu s-au fost, dar 376 maxim. Dar v-am dat și dumneavoastră în hârtie. Asta e intenționare. Dar i-am dat o dată, domnule, mă duc acum în birou. Nu, nu, dar nu vă cer. Pe teren de scot. Știm doar că la viitoarele ședințe de Consiliu Local vor fi 5 lei fără canalizare. Sau 5 și un ban. Sau 4,99. Ca în Germania. Toate sunt 3,99. Vom stabili noi, dar să iei 1000 de litri de apă, un metru cu dar la Dumbrava nu mă mai grăbiți cu apa, că la Dumbrava s-a rezolvat, eu am băgat atâtea la mine acolo. V-am ajutat și eu. Haideți, hai să mai departe, trebuie să mai departe. Trebuie stabilit o taxă pentru documentația de care pleacă domnul Marco la NRS, nu trebuie să lăsăm fără taxă. 5 lei. Luați în calcul. Mergem la 5 lei. Prețul cheltuieli salariale. În primă fază, poate crește sau poate să descrește. Deci, înseamnă 1 leu și 36 de bani. 24 de bani. 34 de bani. 1 leu și 24 de bani. Dacă e 76, da. 376, 1 leu și 24. 5 lei să fie o sumă exactă deocamdată, vedem dacă mai... Face salariul cam mare, domnul administrator, dacă e... 5 bănuți. 5 lei, deci 1 leu 24 ar fi piste. Din aia... Să aibă și ceva comercial, 4,99, e mai bun. 4,99. 4,99 cât dă... Domnul Tătaru, propune 4,99. Păi, altfel, nu știu, 4,99 ca la client, dar... Am înțeles. Cu TVA inclus. TVA inclus, da, domnule, care vreți mai ascultați că vedeți dumneavoastră unde se o spune TVA. Cine e asta? Că știi ce înseamnă TVA? Păi știi, eu n-am zis că nu știam. Preț final. Da, cum sunt? Hai, ceva. Da. Propune al domnul Tătaru, cine se dea? 4,99, da. 4,99. Ok. Și cu proiectul de hotărâre, ce este de acord? Da. 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 Trecem la numărul 11. Abia acum se vede cât au mințit aia în campanie. 10 lei pe metru. Niște porcări. Toate comunele care au făcut puțuri de forare au foarte mari probleme la mediu, la Agenția de Sănătate Publică, la autorizare și la debit de apă. Nu asiguri o oră, două pe zi apă. Ei, nu era aiurea, ca noi de la gara. De la gara să ne aduce apa, știi? Da, vedeți mai departe. Știi, cum e la ei? La punctul divers. Da, da. Atât, a? Atât merită, domnule. Deci, aparava e, știm cum exerc. Da, acum haideți să vă spun o chestie. Deci, care se trezește dimineața? Dacă să nu trecem la punctul divers. La divers, trecem la divers. Ai venit la acest punct să-mi spunem așa. Are și meritul vechiul Consiliu Local cu APAC, s-a adus de la Valea Uzului, nu s-a adus... Dar am spus altceva? Haideți mai departe. Deci și nu, trecem la 11 și la diverse discutăm câte dorim. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de mandat al administratului serviciu public local. Aici, ia ce da, mă, dar să duiam câți bani îmi dăm. Proiectul de hotărâre e redactat, am lăsat loc de bună ziua la indemnizația domnului administrator. Da. El este, contractul de mandat va fi pe 2 ani, cum s-a aprobat prin amendament propus de domnul Grigore, dacă v-ați aminte, în hotărârea Consiliului Local.
Da, respect decizia Consiliului Local pentru de fiecare dată la proiectele pe care le redactez. E clar că trebuie să-i se acorde un mandat, este administrator, se va ocupa de buna funcționare a serviciului per total. Răspunde integral de gestiune, de patrimoniu, de funcționare, de tot ceea ce ține de serviciul dânsului. E jurist, este specialist, șef, fost șef la terenul. Luați în considerare faptul că el ar trebui să fie un șef serviciu, ca și funcție. Un șef serviciu beneficiază întotdeauna de o indemnizație de 20%. Însă dânsul nu poate beneficia nici de sport de vechime, nici de indemnizație de conducere. Ce să-i fac, domnule, că e tânăr cu sport de vechime? Nu e vorba de asta. Aș fi avut toate sporurile. Indemnizația pe care o stabiliți, eu spun să o luați în considerare. Este UG 79/2008, care limitează remunerația administratorului doar la indemnizația primită. În sensul că eu nu am voie să-mi decontez cheltuieli cu benzina. Deci dacă vin aici, nu pot să-mi decontez benzina. Nu am dreptul la sport de vechime, nu am dreptul la deci nu am dreptul la nimic. Păi nu sunteți funcționari publici. Notăm astea. Nu e vorba de funcționari publici. Deci înainte se putea. Acum eu am dreptul doar la o indemnizație netă și cu asta bază. Plus ce cheltuielile care le fac în interesul societății, care sunt prevăzute separat, care sunt separat. De urmă, detașare, dacă merg la București în interesul societății, asta se decontează la orice societate se dau. Aprobat, da, dar eu mă raportez la ce este în primărie, la ce trebuie să mă raportez la primărie, nu pot să mă duc peste acționar, mai mult decât acționar. Ce veți face dumneavoastră în momentul când nu veți reuși să încasați și vă treziți la sfârșitul lunii când aveți bani? Nu. Care sunt soluțiile? Care sunt soluțiile? Casează. Am întrebat pe domnul administrator. Ascultați-mă un pic. Deci, eu sper ca până la sfârșitul august să treaba să meargă, să fie funcțională din toate punctele de vedere, în sens să fie încasări. Aveți două ăsta o lungă zile care vă mandatează pentru local. Mai sunt multe acte de pus la punct. Să știți că mai sunt multe. Eu le-am pus acum doar teoretic. Dar, practic, le vom, după ce vom vedea pe teren, situația pe teren, multe le vom rearanja în funcție de ce este pe teren. Așa eu le-am luat după lege, le-am îmbrăcat în formă legală, le-am dat un... Așa, dar multe le vedem pe teren. Scuzați-mă, vă întrerup, vorbim degeaba. Sunt sigur că vă veți descurca, sunt sigur că lumea vrea să bage apă și vă ajutăm și noi, că interesul nostru am băgat asta o apă de 30 de miliarde, interesul abia ca câte lume nu mă întreabă, când dau drumul la apă și ce mai spun de tata? Lumea vrea să aibă apă în casă, că toată lumea dorește altceva. O nouă era o nouă situație, da? Sigur, și cum e? Vă rog iar să stabiliți o indemnizație netă. Trebuie să ne dați niște bareme de la ce? Nu am ce bareme să vă dau minim pe economie, maxim indemnizația vicii. Nu, nu putem. Nu minim pe economie. Dacă mi se permite, domnul secretar. Domnul primar, stai o secundă, domnul vicepreședinte. Scuzați, am trecut 10 minute. Eu? Da. Chiar acum? Domnul secretar. Nu e nicio problemă, că doar domnul primar duce la deplinire hotărârea, nu contează. Că nu contează. Nu putem să plecăm de la salariul minim pe economie pentru administrator. Eu, cu toate că am fost împotrivă să se înființez acest serviciu, sper să fiu dezamăgit că n-am votat de la început la înființarea acestui administrator. Am văzut cum v-ați schimbat opinia, domnul secretar. Iar domnul Marcu să dovedească că, într-adevăr, eu am greșit. Am vreo câteva ghiotul. Sper să nu am dreptat eu. Dar vreau să vă spun o chestie. Domnul Pașcu. Deci noi trebuie să plecăm de la ceva. Domn contabil. Tot ești pe lângă noi, dă-mi dați-ne un impuls ca să știm cum e. De la ce plecăm? Cât se poate? Minim, cât e maxim? Deci a spus 20% din ce? Deci salariul minim pe economie în tot este reglementat. Coeficientul e între 1 și 4. Da. Deci salariul minim se înmulțește. 1, 2, 3, 4 maxim. Da. Dar puteți stabili o perioadă de probă, eu știu, 3 luni de zile, un coeficient, după care modificăm hotărârea, schimbați coeficientul sau... Nu-i mult, da, nu-i mult. Pentru început, dăm coeficientul 2. A zis bine domnul contabil șef. Mulțe cu 2, nu? Prinde de net, minut. A, de net, da. Deci, vă rog, propuneți o sumă între 2.500 și 3.000. Da. 2499.
Nu, nu poți așa. Trebuie să te ducă... Când mă duc la piață, negociez. Dacă mi-am dat bani, i-am dat cât? 2500 sau 3000? Cât i-am dat? Nu mă agucesc. Nu, eu zic că... Ai zis de prietul ăsta deja, nu mă interesează. După grila de salarii, a unei instituții, care private, la studii, experiență și vechi. Că mi nici mie nu-mi convine, mă duc și... inginer și specialist și jurist, domnul contabil, nu așteți cu bani, vă rog frumos, dați o opinie. Dar sigur că da, domnul. Trei, nu? Nici să îmbogățească, dar nici să vină cu bani de acasă. Băi, trei înseamnă trei mici, trei mici, patru mii, apără. Tot. Suntem în societate. Trei discernătură. Da. Și dacă eu primărie, am vrea să fac o clasă. Ce contează foarte mult și experiența. Degeaba pun unul care a venit acum după băncii de școli și n-am făcut nimic. Coeficient 3, da. Corect. Da. Coeficient 3 ar veni... Păi dar nu ies în 3 milioane. E treabă contabilă. Domnul, haideți să... Mai bine să plecăm de undeva mai de jos, să ajungem bine sus. Adică să cădem sus. Da, dacă coeficient 3, adică simulez și unul, își face treaba. Coeficient 3, să vedem. Scădem sau următoarele coeficient 3? Dimensiunea, scădem sau nu? Coeficient 3 înseamnă 4. Mai mai mult. Păi da, dar din brutul ăsta ți-o prăiește și pensia mă tale, mai trebuie să mai trebuie. Stați un pic. Ia vreo 2300. Dă, măi, coeficient 3, dar băi atunci când nu faci treabă de cauza noastră. Cum bani nu-i dăm noi? De ce încasează? De ce nu dăm noi bani? Dacă își face treaba așa masa. Facem 3000 net, domn contabil. Net. Net, da, deci... Exact, da, cu ce oprești rămâne cu 3000. Bun așa. Ce 3000 în mână. O spus că ce 3000. Și să știți că e zgârcit. Dacă n-a fi zgârcit, da. Nu mergea cu 3000. Bravo. Nici nu poți omul să-l pui acum. Coeficient 3, 1450, 2800. Da, cine este pentru? Și cum există posibilitatea de a scădea? Vezi de performanță. Ridica. Ține de acolo? Cu voi vei să noi și-am calcule, mă! Hai să trecem în piața. Da, dar ce mai dăm la diverse, când uităm de... Da, asta e la primul suplimentar. Punctul 0. Arată că am făcut punctul 0. Privind stabilirea indemnizației de consilier local, ca urmare a... Intrare în vigoare a legii salariului persoanelor. Acum asta se trebuie pe domnul Călin. La ce categorii credeți că vă încadrați? Eu? 10 plus. 10 plus. Deci acum cum considerați? Maxim sau minim? Când întrebați pe toți. Ia întrebați-vă pe dumneavoastră de câte ori v-ați adus aportul constructiv. De fiecare dată. Din totdeauna, domn primar. Eu întotdeauna am votat pentru bilii comunii, domnul primar. Toți am votat. Ca să vă explic puțin proiectul de urmă. Dar aici vă mai spun eu, dragilor mei consilieri. Eu au mai avut și alții experiența asta și... s-au convins că nu mă joc. Însuși cu mine sunt exigent. Țineți minte că n-ați luat o lună, inclusiv consilierii de la PNL, n-ați luat o lună indemnizația de consilier, mi-ați făcut reclamație și eu tot am căzut în picioare. Vă spun doar că luați maximum condițiile în care participați și de îndată, și de fiecare dată, și de urgență, și pe comisie. Mai să jucați în extrem. Da. Ca idee, 90% dintre dumneavoastră au participat, ați participat permanent. Eu nu, eu sunt fair play, am valoarea și eu sunt un om care vreau să fiu nepărtinitor. Dar mă mai doare câteodată când, domnule, sunt situații când trebuie mâine să dau un proiect de hotărâre cu care eu trebuie să mă prezint la un proiect european. Nu-i vina mea, asta e legislația. De-aia am nevoie de vot, am nevoie de majoritate, ca să nu întârziem. Dacă nu sună și Silviu, spune, băi, iar încă o dată, vă mai rog, dragi, vă mai rog încă o dată. Referitor la ceea ce spune dumneavoastră, nu cred că au fost probleme. Nu, n-au fost, pe mandatul ăsta nu. Dar, mai aveți dumneavoastră. Dumneavoastră să nu credeți acum că tot ce
spun alții și bine. Nu, mai avem și noi părerile noastre. Dar eu n-am spus că n-aveți păreri. Nu, dar dacă este pentru binele comunității, este ok. Am spus și repet. Nu avem păreri. Totdeauna am votat pentru binele comunității. Pentru comunitate, da, eu cred, da. Haideți să vă explic un pic. Domnul secretar știe. Așa cum v-am precizat, la 1 iulie a intrat legea salarizării unitare în vigoare. V-am spus la ședința anterioară, când ați aprobat hotărârea Consiliului Local 49 cu majorarea indemnizației, că o să țină numai o lună de zile, că... Nici o lună nu o ținut. Sau nici o lună nu o ținut, a intrat în vigoare asta. Așa, automat trebuie stabilit indemnizația conform noii legi. Noua lege este un pic interpretativă, de asta aș veni cu proiect suplimentar, pentru că aveam nevoie de un punct de vedere al prefecturii. Ia, legea spune, articolul 40, legea 133, spune că indemnizația consilierului local și consilierului județeni ne derogă de la prevederea articolului 34, alineatul 2 din legea 393/2004, care spunea că aveți voie până la 5% din indemnizația primarului. Spune așa, indemnizația maximă lunară de care beneficiază consilierul local pentru participare la numărul maxim. Am vrut să întreb ce înseamnă numărul maxim de ședințe. Numărul maxim de ședințe, atât, având în vedere că ne derogă de la legea 393/2004, numărul maxim dintr-o lună. Asta înseamnă ședințe de specialitate, ședințe de îndată, ședințe extraordinară și ordinară. Și cu părinții. Asta la școală. Aia. În, ca să respectăm acest lucru, domnul contabil, pentru că dânsul contabil stau mai prost cu matematica, ne-a făcut o formulă de calcul foarte bine pusă la punct. Indemnizația primarului, care reprezintă punctul de referire ori 10%, cum spune legea, împărțită la numărul total de ședințe dintr-o lună, care au fost, înmulțită cu numărul ședințe la care ați fost prezent. Deci fiecare din consilier va avea o indemnizație diferită. Așa și este. Un consilier vine la fiecare ședință, și vine și pleacă din mijlocul familiei. Altul vine odată pe lună la ședința ordinară și la comisie. Sau de trei ori pe lună. Da, vine și el, cum spune, vine și la moară, vine și numai moara la sac. Da, în principiu este ok. Calculul domnului contabil este extraordinar, l-am verificat și sunt de acord. Care vine la fiecare ședință, ia maxim. Care nu ia deloc. Chiar mă bucur chestia asta, e cum natul meu, asta e. Hei, dar asta trebuie să spui. Cine este de acord? Să vrem la vot? Nici de acord? Să pune problema. Uite că mână, două, una. Salariu. Sau când trebuie să votezi ceva pentru coridor? Pleacă, este inumat? Da. La diverse, domnul Pațeru. Domnul Pașcu l-am sărit. Reiau cu colul, dar mă plășește așa este. Mai avem o leacă pe la bani. Răspuns? S-o cam lăsat. S-o cam... Nu, de ce să vorbesc ca iurea fără... Răspuns, Leo. Săptămâna trecută l-am trimis pe domnul Panță, notificare clară, expresă, cu poze din zona respectivă, în care se vede foarte clar că jumătate de metru s-a deplasat porțiunea de teren de jumătate de șosea. Promisiune clară, verbală. O facem viitorul apropiat. Vom reveni. Da? Vom reveni. Nu vă spun că nici eu nu sunt mulțumit. Și iar am făcut revenire și am făcut și la bitumul ăla. Au mai apărut iar greu în asfalt. Sper că ancul, de obicei, au fost serios. N-au venit într-o săptămână, două, trei, dar au venit. Sper că într-o lună de zile să vină bitumul ăla, să ne astupe iar toate lucrurile, cât de cât se menține. Și mai cred în Dumnezeu că anul ăsta era obligat să ne toarne stratul de uzură de 8-11 cm, că vor avea bani într-un săculeț să se țină de promisiune, să se țină de proiect. Dar, ați văzut, nu s-a făcut nici autostradă, nici drumul de Bacău, nici alea. Asta nu-i vina mea. Deci vă spun, chiar credeți-mă, am o calitate, credeți-mă. Și poate nu o știți, dar vă aduc acte. Am întotdeauna un dosar care privește drumul județean 119, în care vă arăt că lunar fac hârtiri oficiale. Am răspunsul dânșilor că anul ăsta, în vara asta, deja e pe final, spre final, îmi vor face
podul la podul Beni, cu balustradă, cu tot, și vă face fugitură. Să vedem concretizarea. Nu putem noi să alocăm bani la drumul județean pe seamă de turnare de fonduri. Răspuns care cred că nu vă mulțumește, pe mine însă nu mă mulțumește. Eu aș vrea să pot să fac eu, să am tot ceea ce-mi trebuie, că știu sigur că aș sta zi și noapte ca să îndepărtez acel pericol. Este într-adevăr un pericol. Mare. Cineva un pic mai obosit, un pic mai neatent, cu viteză un pic mai mare, acolo se va întâmpla o catastrofă. Dar așa suntem noi românii. După ce se întâmplă ceva, sunt posibilități de rezolvare. Măsură. Da, atunci să găsesc fonduri, să fac tot. Toți vin, toți să fotografiază, dar să facem preventiv este mai dificil. Îmi pare rău că nu vă dau poate răspunsul care asta să e. Vă mulțumesc. Dar nici pe mine nu mă mulțumesc. Domnul Ciobotaru, la domnul Ciobotaru rugăminte eu. Da. Am curățit. Stângațin să vă mulțumesc în fața tuturor consilierilor, la rugare unul trecut, să nu mai consum eu benzină cu generatoare, cu cositoare, l-am rugat, s-a dus până la podul, la canal, înapoi mi-a cosit, mulțumesc, cositoarea dânsului. Domnul, aveți un bidon de bere, ce să vă dau, că doar vorba aia e calma. Bun așa. Îi dau, domnul, din partea partidului. Din partea partidului. Mai departe. Hai de primit. Alte notificări. Da, dar domnul Abavi, acum, dacă am problemă, ceva trebuie să plec, așa. Am Natalie, ești domn Vici sau Costele acolo? Președinte, ședință, domnul Vici e acolo. El e președinte. El e cel mai tare acum. Cine? Pare rău. Vă spun eu cine este viceprimarul. Dar de asta, că am treabă la mine cu... Știi, domnul... Eu sunt viceprimar, va trebui mie. Nu, din mare. Alo. Eu, ca primar, dau dispoziție viceprimarului, ca să știți o ordine, oriunde, în orice instituție, pe privată sau publică, există un șef. Eu sunt șef, peste mine nu trece nici X, nici Y. Ca să rețineți, viceprimarul comunei este Vârlan Costel, va fi primul și ultimul. Dacă nu va fi el, nu va mai fi niciunul. Stau singur, fără viceprimar. Dar ca să nu se mai ducă vorba la crâșmă, ca să nu se mai ducă, că nu mai e, că îl punem pe ăla și nu îl punem pe ăla, da? Să lămurim problema cu ani, cu ce au făcut ăștia, da? Să lămurim o problemă de oameni. Vă adresați domnului viceprimar în funcție, Vârlan Costel, răspunde tuturor solicitărilor, sau vă adresați primarului Valerică Mihalcea și răspunde tuturor solicitărilor în secunda 1. Acum ascultăm ceea ce dumneavoastră vreți să rezolvați. Probleme dragoste. Cu băieții ăsta la social, am niște crengi pe acolo, pe la mine, pe ulița așa de tăiet. Domnul Vici știe. Da, tot eu vă dau răspunsul. Am avut o perioadă de timp, vreo 3 săptămâni, bun de excavator și basculanta, le-am făcut o revizie. Nu se mai putea să tragem de ele, nu puteai să ieși fără a pune în pericol circulația publică. Simți pielea mea, părere. Mai frână, nu aia. Da. Deci nu se putea să... Am făcut o revizie tehnică a ambelor utilaje. Le-am dat drum acum 2 zile, da? Și vom merge pe drum. Am avut acum în curte la CAP, am rezolvat problema. Am avut ce am avut în curte la primărie, cu teren de sport, cu olandezii ce avem noi. Din clipa de față, în săptămâna viitoare, pe la mijlocul săptămânii, vom lua oameni de la sport social, cu topoare, cu ferăstraie, cu drujbe și vom toaletiza toți copaci. Deci vom face ceea ce trebuie să facem, să poată urca mașina de gunoi, să treacă prin noi. Nu numai la dumneavoastră, este o chestie generală. Ce aș mai vrea eu de la dumneavoastră? Fraților, toți așteaptă să mă duc să-i trag eu creanga aia. Dai mă și tu la poarta ta. Aici aveți dreptate. Oameni buni. Așa e. Prea s-au învățat să le facem numai noi. Toată ziua aș dor să mă duc ieri seară în Temelia. A venit unul cu basculanta, mai bine de jumătate de șosea, acolo au fost pe asta. Domnule, este jignitor. Dar nu-i vină de cel care o basculată, cel acu cui l-a pus. Da. El trebuia să-și o dea de acolo. Da, domnule, așa, ăla n-are, ăla cât are? 2 săptămâni, 10 zile. Bineînțeles că am oprit la noi ce? Am oprit la el până mâine dimineață. Mimia de acolo nu există. Intră unul cu mașina, nu vede, domnule, n-are semnalizare, n-are nimic. Poate un accident, da?
rețineți, chiar toată lumea. Noi avem un hotărâre de Consiliul Local. M-am dus astăzi să consesc consiliul. Asta înseamnă blocare de drumuri, de căci. M-am dus să consesc în acolo treaba. Dacă aduci acolo, nu știu cât. Avea două flori. Apare o problemă, să rupi punte. Dar nu m-am dus astăzi să le consesc, dar ea n-a consit. Nici ea n-a făcut treaba. Nu consește, dar nici e bine să mă las. Sunt situații în care noi putem interveni. Noi împreună. Normal. Vrând să facem ceva pentru comunitate, suntem o forță. Când fiecare, eu mă duc să spun să fac, iar dumneavoastră mergeți în spate, lasă-mă de la facă primarul, deja nu mai e aceeași, nu mai e același rezultat. Așa rezultatul ceva... e total diferit. Vreau ca toți să avem aceeași opinie. Ce vrem noi în comună? Ca să fie o comună frumoasă. Ce vrem noi? Ca cei care sunt sănătoși la partea lor, chiar dacă mă o să-i cosesc, dar să nu stea cu o grebă și el. Nu? Dacă a venit cu basculanta cu soare, are nevoie să construiască, sunt de acord, nu are cum să-l ducă în secunda 1. Dar, până a doua zi, se elibereze calea de rulaj, nu? Drumul județean. Nu pui în șansă, plouă la noapte, vin viituri, nu? Corect. Adică și dumneavoastră puteți opri și bateți-l la poartă. Nu mergeți și numai cu pastea amândoi obrazii și spuneți-le, mă, votați când eu sunt băiat bun. Mai spuneți-le și aveți de... dreptate, aruncă mai spuneți-le șansa, și de rău. Șansa, mai vedeți că stau la toate cârșmele, căruțele în mijlocul drumului. Mă duc și trag eu din, bă, ce caut, dă cu calul acasă, nu stau în cârșmă cu calul în mijlocul drumului. Hai să mă oprim și noi, și poliția. Noi nu avem încă poliție. Nu mai sunt polițai, trebuie să mă ducă, bă, nene, uite acolo, ajută-mă, că nu se ce mai poate. Mai da. Sunt trei, nu mai este un singur polițai, da? Noi, între noi, putem să aducem ceva în plus în comună, oameni buni. Și chiar vreau să fac ceva, v-am spus, indiferent. Mandatul dumneavoastră va fi reprezentat pe mine. Munca dumneavoastră va spune, băi, nu primarul, și consilierii n-au făcut nimic. Hai să facem împreună, pe aceeași latură, v-am spus, sunați-mă, răspunde prezent, la orice oră din zi și noapte, răspunde prezent. Chiar cred că putem să facem ceva bun în comună. Să vedeți, sunt pași în contact, trece de la canalul. Nu m-a făcut o dată, ne-am dus și facem canalul la podul la canal, pe banii nu știu ce s-a luat. Da, să vedeți. Ce-i cum a făcut? Am promisiune, am cât e înscrisă când repar. Și să mă duc să strâng din gât, primarul din aduc și să-i fac. Asta e. Domnul Tătar, dacă... Da, aș avea așa gestul. Domnul primar, pentru dumneavoastră, toată treaba lumea cu pădurea comunală acolo se exploatează tot felul de versiuni și dați un răspuns să știm și... Răspunsul este doar unul. Pe mandatul dumneavoastră s-a concesionat, s-a fost în exploatare, s-a marcat. Eu am solicitat la timpul când a fost nevoie ocolul în Silviu, cu o suprafață de masă, de masă, de, cred că 5.000 de metri cubi. 5.000 de metri cubi. Procedura în România, cred că acum nu este corectă. Corect ar fi așa, ce se exploatează din pădurea comunală, marcată, scoasă la licitație, pentru a fi exploatată, că nu poate exploata nimeni, Consiliul Local nu poate, doar o firmă autorizată, abilitate de ocolul Direcția da. Silvică Suceava, numai ei o pot exploata. Domnul Pascu îi poate lămuri și sunt sigur că nu poate să spună altceva. Sigur că da. Ei, omul ăla vine, licitează un preț pe metru cub. În momentul când a licitat, el face ce vrea cu materialul nostru. Obligația lui este doar să ne vireze banii. E vorba de 147 de milioane, 14.700 și încă nu știu ce pentru lemnul de lucru. Ei s-au achitat de obligații, i-a dat un cont primăriei, de acum ei fac ce vor. Sunt, deși eu nu cred că este corect, normal, normal, vă spun sincer, la următoarele marcă, lemnul care de foc se secundă în acolo, dar nu a fost un reversat. A fost marcată pădurea la capă, nu a fost. Consentul este total.
total ilegal. Da. Domnule, ai licitat, costă 20 de lei pe metru cub, că acolo unul da 100, altul 120, altul 130, domnul Pascu știe, că chiar e din domeniu și e mai bun ca mine de 100 ori. Ei, domnule, dă-i cu preț sezonal, dă-i cu 150 de lei metru cub, ca și omul să poată să aibă la iarnă să încălzească, nu? Ei, aici vom lucra împreună. Acum deja este tardivă treaba. Oamenii au virat bani. Mai rămâne ceva. V-am spus, nu mă pot băga la așa ceva. În calc legea este abuz de funcție. Au licitat, este lemnul lor. El îl exploatează, el plătește omul, el plătește taful, motorul. Corect, normal, dacă nu mă dau bani, bun. Da, dar în principiu, următoarele, și vă promit, notați-vă și în agenda dumneavoastră, eu vă promit că nimeni nu va lua lemn până nu dăm populație din groapă. Când nu mai vrea nimeni să cupere, o face, te pleacă cu firul și duce, da? Da, mulțumim. Cam asta. Bun. Mai am ceva de spus. Mare domnul Tătaru, domnul Tătaru. Când e vremea asta nefavorabilă, la punctul de transformare, da, scurt între faze, acolo între Mustea, Ion și Manea Florentina sau Manea Florin acolo, domnul viceprimar are telefonul, număr telefon la director, am mai vorbit noi dată treaba asta, la punctul 2 de transformare, între Călin Ion și Palade Dumitru Zăstică, tot așa, fac scântei, știți că au venit și pompierii. Călin Ion și? Nu, la Călin Ion, punctul 2 de transformare, da, deci da. La Călin Ion și Palade Dumitru Zăstică, deci acolo au venit și pompierii, acum o săptămână, într-o săptămână. Haideți să vă spun ceva. Stată, și rămâiese punctul de iluminat capăta, tot la vreme de asta, deci lumina rămâne... Da, aici, da. Sincer, vă spun, singurul care mă poate ajuta este domnul. Poți să mă duc și eu, dacă este să vă duce și îl iei cu siguranță, cu primarul. Element cu tot ceea ce trebuie și în loc dânsului, în loc peste program vine, venim cu buldo, cu basculanta, cu drujbe, cu tot ceea ce trebuie. Eu știu și că ți-a văzut, că sunt copaci care se bag între ea și când mă duc în... Eu zic că l-am spus și aseară când a trecut, ați văzut că eram acolo. Scable prea lungi. Scurt între faze, că bate vântul și atât, trebuie cu niște distanțiere. Când vom ajunge și vom stabili, atunci vorbesc eu direct cu directorul de la Ion. Da. Deci distanțiere de mare lucru, ceva... Întotdeauna a răspuns prezent. Răspund da, că tot dânsul a făcut la temelia zona care pe Sârboaie, pe acolo, valoare au schimbat o stâlpe. Da, rămâne lumea, deci pentru un scurt de asta din față, rămâne pe o fază lumea. Domnul Culiță, sunt sigur că ne-a ajutat. La iluminat, dar astea între faze la punctul și pe aia. E unul, nu are. Nu poate, că trebuie... Numai o secundă, e unul vine, oprește, că vă spun eu care este nenorocirea. E unul vine și domnule, eu mă ocup doar de a-ți reda. Dar nu mă ocup eu să-ți fac, să-ți... Defișări vegetale. Au mai făcut chiar ei, au făcut. Aiurea? Când? Acum câți ani? Anul ăsta, la temelie au fost acolo. La voi, dar la temelie au fost 5 ani. Bă, că voi nu ieșiți, mă, să vă faceți datoria, de-aia au ieșit. Nu, aici o descurcăm rapid. Am văzut eu, acum două săptămâni. Da, în 7 zile? Notăm în 7 zile, o săptămână rezolvăm noi? Te rog frumos, da? Domnul Curițe, domnul viceprimar, stații exacte, clare. Deci sunt un grav. Luăm scara, luăm tot ce trebuie. În momentul când este nevoie, solicit directul la Ion, îmi oprește tensiunea, o oră anunțăm cetățenii și într-o oră rezolvăm problemele. Da, domnul Culiță? Domnul primar, da. Chiar așa, deci la Mustea Ion nu se poate tăia nici cu scară, nici cu buldo. Trebuie să vin ei cu telescopii ca lor să-și taie bradul înalt, are 20 ceva de metri. Nu-l poate sta nimeni pe scară să taie brad acolo. Închiriem o mașină telescopică, trei ori. Au ei, da, asta e. Au ei, dar au. Geaba, eu... Au sunat, aseară au sunat Mustea la eu, mi-am dat numărul ăsta. Era așa, i-am spus, era domn primar, nu era... Au venit și echipajul, am stat acolo, fie tăia să uitea, tot trebuie să vină telescopică, dar ei spun că trebuie să vină, dacă nu se mai vină, să trebuie să vină. Nici cu număr de registrare nu vine. Domnul tătatu, șapte. Gata, nu, eu am să știți. 7 zile din 7. Gata, domnul Călă, da, domn primar, v-am rugat și mi-ați promis că e, să nu exagerez, dar cred că a trecut cam 3 sferturi de an așa. Da. Rezolvați problema cu semnul acolo, blocați drumul ăla. Da, dosul este la mine, m-am luat. Mulțumesc. Domnule, nu-i pus, nu-i este, clar. Altceva, și încă ce? Luminatul public din punctul transformat numărul 3 acolo. A, bă, a făcut solicitare, a fost la ei. A făcut solicitare la Târgu Mureș. Este făcută solicitare de către ei. Pentru de rar,
ăștia au scos contorii afară, au pus branșamentele, poliți celelalte. BMW-urile pe stâlp, ăștia de la firma care au făcut, nu trebuia să lese contorul, așa mi s-a dat răspunsul, în funcțiune. El trebuia să-l lese debranșat. Noi am mers cu el, am plătit facturile, suntem la zi, dar din sistem nu le mai acceptă branșarea până nu ajung la ei soluțiunea de ce au fost dat pentru debranșare tehnică. Am făcut solicitare la Târgu Mureș, la sediul lor principal, așteaptă răspunsul și ei. La domnul director Budeanu am fost direct. Așteaptă răspunsul să vadă. Ei au solicitat rebranșarea motorului înapoi. Nu le-l dă din sistem, nu le acceptă sistemul. Am încurcat în calculator, cu atentul ce poate. Deci nu le acceptă sistemul. Anulați-i pe ăla de acolo, că crezi că se poate, eu v-am zis. Și luați-o de la început, procedura începe, procedura de început. Trebuie să facem instalația toată nouă. Dar n-aveți treabă cu instalația de-o, stați-vă un pic așa. Deci e vorba de acel punct de măsurare, nu e vorba de toată instalația. Ce treabă are instalația cu aia? Deci acel punct de măsurare s-a încurcat, exact ce a spus un primar, s-a încurcat între ele. Încurcând, dar lăsați-mă să vorbesc și eu, că nu m-ați nimic. Deci în momentul când amesteci merli cu perli, tu oprești într-un loc acolo și iei două lăzi lângă tine și pui merli într-o parte, perli într-o parte și cu asta rezolva problema. Ce e atât de grav? Deci luați procedura de la început. O anulați pe aia care a fost până acum, să vadă cine rezolvă problema aia, montați un alt contor, îl băgați pe sistem din nou un alt contor și care-i problema? Știți înseamnă asta? Nu. Trebuie să înceapă la vizit de raport, pentru că sunt și ceva de milioane. Nu, mulțumesc. Semnul de circulație montați acolo, că iară, era unul într-o zi, acum a intrat o dubă din aia mare, acolo, mă rog era zi. N-am oprit că nu a fost prea târziu. Hai, mare. Domnul, problema cu școala... Domnul Marius, ar trebui venit cu echipă de la social, cu lambriurile alea s-au dus toate pe jos. Aici știam, în cazul domnul contabil întâi, știam, avem acum aduție, ceva mai solicitare pentru drumul, drumul personal. Acolo la, la grădiniță, domnul Sorin, da, trebuie făcut vom cosi, vom proteza, îi scoatem afară de acolo și o facem. Deci necondiționat. Cel mai simplu. Demolesc. Deci necondiționat, da. Deci necondiționat acolo se rezolvă. Domnul, de acolo, cu mențiunea următoare. Când dau două cositoare, una este a mea, una a primăriei, veniți și dumneavoastră și stați cu băieții să-i dați un bidon de hien. Și eu le dau în fiecare, da? Nu registrați bidon de hien. O să vă spun, vă rog frumos să-l registrați. Domnul Sandor. Să nu registrezi bidon de hien. Și acolo e. Apropo de cositoare, eu cu cositoarea mea am pus omul, am plătit, eu mi-a cosit tot. Felicitări. Pe care vă duci prin spate. Vă dau un bidon de hien. S-a făcut. Dar mai trebuie ceva, înclinați aia ca să nu mai vină apă. Aia am zis că o fac. Dar să trebuie să mai fac și la dumneavoastră, nu acolo să la ta a început o lucră, aia nu o termin? E așa, tu ea. Păi, dar nu e așa. Deja vă făcut șanțul dacă... Mă e, le vom pic și la televizie. La dumneavoastră, domnul Sandu, mai am așa. Vino tine, ochi să vezi cum e. Domnul Tătaru, stați-o aia, răspunzi-l tău, domnul. Acolo, acolo la dumneavoastră m-am deturnat o placă, să fac o frag. Mai tot exact. O placă la Doina, la Doina Butucelea și înclinația. O facem, nu-mi cereți, nu-mi puneți condiții că vreți mâine. Eu stabilesc unde mă duc și care e ordinea urgenței. De ce? A venit ordinea, ordinea urgenței la CAP, că vin olandezii, acolo fac. Ordinea urgenței la DIC, acolo fac. Eu mi-asum responsabilitatea. Restul sunt lucruri care mai pot aștepta. Au așteptat 27 de ani, îmi pare rău că nu am 3 utilaje să pot să fac toată ziua. Dar ați observat, am trimis și la Capăta, am trimis și la Motocest, am trimis și la Păltinata, am încercat să fiu imparțial, și la Temelie. Să merg pe, și la Temelie, am încercat să merg acolo unde frize. Și îmi pare rău că poate de multe ori n-am fost la nivelul așteptărilor dumneavoastră, dar chiar vă rog să mă credeți că am băiatul de pe burdu, spune, domnule, dă femeia divorț de mine, dacă m-am bătat mătuție aici așa zi și noapte. Acum nu, eu s-o măresc salariul, nu mai dă divorț. Dar iau milioane, când era atunci, acum milioane, acum a divorțat pe deci ca, ca idee... Noroc că a venit consiliul ăsta, că altfel nu-i dădea. Domnul Sandu, deci la domnul Sandu, rețineți, turnăm placa și turnăm
balast acolo pe pricor, să facem partea de la... Notați! Într-o lună de zile la dumneavoastră, că am stat o lună. După 20 iulie, scrie. Nu! După 30 august. 30 august, ca să fac. 32 august. Până 30 august. Da, domnul Oteanu. Mai departe, domnul. Oteanu n-a lăsat să supere, că acolo i-am făcut acolo palat. Noi doi nu comentăm. Acolo, uitați acum. Cred că am turnat peste 4 metri cu dar s-a răzit ulița. Țet este că nu lucrăm numai cu meseriași. Cum știu ei, doamne, mai luat, dacă ar fi să... Se mai grăbesc. O fragul de 15 cm, 20 cm, mai tot de jumătate de metru, dar turnăm și rămâne. Rămân acolo și vă spun eu că... Aia am să vede. Și gata, nu suntem vorbim. Una dintre comunele, oameni buni. Uitați-vă pe site-ul județului Bacău, la situații de urgență. Suntem printre singurile comune care, în momentul când au venit vijelii, hai că pe aici ne-au și ocule, nu a fost prea mare, care nu am avut probleme. Nu am mai luat cotetul de păsări, nu am mai luat vețeul, nu am mai luat la hai ține și Dumnezeu cu noi. Ilia Vulpea. Am inimă bună, am inimă bună, nu cam a ta, lasă, hai, dar de mai departe. Altcineva, cine mare probleme? Fac ravagii. Oleu, aici ai o problemă grea. Îi cumpărăm cu mistețiți. Au ajuns deja în cuțiuan. Îi vinde după. Păi, da, am propunere. Am o propunere. Scurt, notează domnul secretar. Îi cumpărați câteva. Vă de o secundă. Propun eu. Dacă dumneavoastră sunteți de acord, chiar vă rog, ajutați-mă. Uitați-mă, deleg pe domnul Pașcu, președinte de delegație care merge la fondul de vânătoare în Orești. Pe domnul Călin, ca reprezentant al puterii PSD pe toată linia, senator, deputat, președinte, tot. Mergeți, dumneavoastră, domnul Roman și domnul Tătar, și bateți cu pumnul în masă și să-mi puște toți mistreții câte am făcut eu. Dar eu mor când îi văd. Au ajuns în groapa Cătănei, au ajuns și cu alea de la Pintiniți. Domnul Ciucotaru, vă trimis și pe dumneavoastră, vă rog și vă deleg. Cu delegația. Să vedeți ce răspuns vă dă. N-au voie. Să vedeți ce răspuns vă dă. Vă spune așa. Mergem la guvern. Chiar vă rog. Dar uite, mers eu cu dumneavoastră, eu intru înainte și turmă. Da, dacă nu se televizează, să ne lăsați să vorbim și noi. Păi dacă dumneavoastră vorbim. Eu merg șoferul dumneavoastră. Vă dau următorul. Cu mare cinste pe domeniu. Cum este ieți? Spune așa. Noi avem acte că le ducem mâncarea la porți. La hoitoare, dar nu spune cât dă cu alea pe rung. Avem tot ceea ce ne trebuie, nu vin porți, că noi îi ducem să-i împușcăm, dar nu găsăm niciunul, nu putem împușca. Cum, dracu, măi? Dar ei duc să-i împușcă în pădure și pugăresc din pădure în coajă, pe contul numai. Dar noi îi întoarce acolo, la poțea, la urmă, mi-o întoarce acolo, în Ardei. Săptămâna viitoare, propun o comisie formată din președinte, domnul Călin, domnul Pașco, subsecretar de stat, domnul Tătaro, domnul Roman, și atât. Cine mai are treabă cu mistreții? Domnul Ciubotaru. Domnul Ciubotaru. Că dumneavoastră aveți atâtea... În câte locuri aveți recoltă și vă strâncă. Dar poate domnul Pașco știu că am uitit de geamă. Am plecat. M-am dus cu plon. Domnul președinte, ședință, nu uitați la Sușo să-i dispuneți. Știți care e nenorocirea aici? Domnul Roman, știți care e nenorocirea? Cei de la fondul de vânătoare știu să se ducă, domnul Tătaru, nu o secundă, ascultați-mă, știu să se ducă paznicul de vânătoare, să dea amendă că n-are jucuri, sau în loc de 2 câini are 3 câini și dea amendă de 60 de mii, care vin la primărie, da? Asta știu să o facă, deci asta știu să o facă, că vezi, doamne, eu nu te lua de fel. Da, și vine Iana și vânează prin grădin la oameni. E mai ușor, nu se mai duci prin pădurul sublu. Eu nu știi tu. Nu fă la mine în grădin, nu mi-am jurat. Tot bine, vânători. Vânători azi pe Iana, l-am jurat cu tot lumea. Trăgeau cu pușcă în spatele, păi spune, nu trage. Ce trage? Când nu era tot din loc. Nu mai să trecem la urmă. Ce-aș vrea eu să vă comunic? La Căminul Cultural, patronul tot a întârziat, DMC-ul. Vedeți dumneavoastră, România până la urmă este o națiune atipică. Nu este normal ce se întâmplă în România. Participă 11 societăți la licitație la Cămin Cultural, câștigă o societate, execută 35% din lucrări,
Și acum spune, domnule, nu pot să execu. Și ne frământăm zi de zi să găsim un înlocuitor, un asociat sau un subcontractant. Procedura legală, ca să nu mai scoatem iar din nou achiziție publică la licitație care mai durează 3 de ani sau un an. Vedeți dumneavoastră, sunt chestii care până la urmă dor, frig. Deci chiar frig, domnule, eu, după mine, societatea care a licitat la Căminul Cultural, din stat aș executa-o, de-ar vinde și papuții Maicii Domnului, să știe să nu mai participe la o licitație, la o lucrare de 10 miliarde. De bani eu, da? Care nu poate duce. Bani cât au primă, aici... Păi aici domnul Panțăr, aici Valerică... Care-i motivația din nu mai lucrează? Să vă spune ce se întâmplă, domnule, nu găsește meseriaș. Dar nu-i treaba noastră. Da, uite, da, și ce facem? Facem ca să scoală la temelia? Să sancționăm? Și domnul primar, ce facem? Ce? Cu ce? Cum o vedeți, mea, sancțiune? Păi, cum să vă spun eu? Trebuie să iei de procedură? Ce procedură? Oare i-anulez contractul legal? La mala. Îi cer penalitate. Și atunci îi cer penalitate? Perioada de executare a lucrărilor trecută. O secundă. 18 luni, mare pe 6 luni. Păi și ce poți să-i faci acum? O secundă. Până atunci nu poți să-i faci nimic. Aveți răbdare, oameni buni. Să vă explic eu, că știu, dacă stăm zi de zi cu jurista, cu avocata. Ce simplu la dumneavoastră? L-am executat. Și de societate am faliment. De unii mei bani? Ce bani ei? Bune, te face la vânzare. Termin căminul, nu. Încercăm o conjunctură în care cu altă societate care mi-a făcut aia să facă la subcontractant, să facă lucrurile, e o firmă corectă care era pe locul 2, domnule. Dar tot el trebuie să facă. Mă înțelegeți? N-am putut să mă implic. Aici implică DNA-ul, da? Penalul. Ei, a câștigat DMC-ul și nu-și face datoria. De 3 ori pe săptămână îi chem la ordin, de 3 ori pe săptămână. Am adus pe Alconex să facă ei, nu s-au înțeles. Am adus altă societate, altă societate. Sperăm ca săptămâna viitoare să găsim societatea care să facă acest cămin ca coadă. Lucrau asta iarnă și acum din vara de mare... O prezauge lucrurile. Acum vă mai spun ceva, domnul Panțăr. Aici sunt prea deștept ca să fiu numit prost. Scrie pe fruntea mea aici. Am dat atât de puțin bani încât îmi pot permite oricare societate vine să aibă... Și profit. Și asta să zic că toată viața, bă, bravo primarul ăla, că a fost zgârcit și nu i-am dat bani, da? Cerea bani și a spus nu, să-mi rămână mie o rezervă de lucrări făcute, decât să-ți dau eu un plus, să mă rog eu de tine. Așa am procedat, atât eu, cât și domnul contabil, de aia nu ne este teamă. Mai avem 6 miliarde de bani acum. Clădirea ridicată cu fundații cu 6 miliarde le avem, sunt ale noastre. Dar procedura care dumneavoastră credeți că ar fi corectă, nu este corectă. Înseamnă, când ai spus judecată, când ai spus insolvență... Da, până când nu s-a aprobat termenul, nu poți să te aprobi. Înseamnă ani și zile, da? Înseamnă 2020. Când termină ăsta, termenul pe care s-a angajat el să-l facă, nu poți să te aprobi. Și acum să mă mai... Gata, domnul viceprimar, și acum să vă mai rog altceva. Eram acum prin aprilie, când votam bugetul, nu o să vă interesează, dar cum să spuneți că mă opresc. La diverse entrenații, trebuie un general. Eram când votam bugetul. V-am promis ceva. Vă rog, înainte de a pleca acasă, vă îndreptați pe toate acum și priviți în stânga. Sper să fiți mândri că ați votat. Deci când sunt grinzile de meton de 18 tone, cu macarale de 65 de tone și una de 40 care încarcă, 45 de tone care încarcă, care ai, să vedeți cam cum apar un dic și este meritul noastră, al dumneavoastră. Meritul meu este doar că am zis, domnule, vreau un dic, vreau să-l închei în pod, vreau ca cetățeanul din gura văii până la primărie să fie protejat. Și datorită dumneavoastră este protejat. Nu vă ascund iar că am mai făcut încă o ultimă notificare la Ministrul Apelor, Rovana Pun. Mi-a venit răspuns, același răspuns din 2012, că în perioada anilor 2016-2020 se va face regularizare rutrotul Urechești-Ghimeș-Palanca, tronsonul 11, Onești-Gurave, cu gabioane 1000 de metri,
Dar asta înseamnă deja modul în care dânsii îmi formulează răspunsul, vrabia de pe gard. Dacă mi-ar da mie voie și dumneavoastră voie să votați, aș băga 4 escavatoare pe șenile, aș muta Albia încoace și am face-o poate cu, știu eu, 7-8 miliarde. Da? Asta înseamnă 200 de mii de euro. Proiectul prin axa 5 post mediu, regularizarea, asta înseamnă aproape 800 de mii de euro. Nu-mi dă voie să lucrez în Albia minoră a râului Trotuș, că fac pușcărie. Trebuie aprobări. Ce răspuns dăm voi cetățenilor care merg pe o cărare? Da? Care dacă cineva se îmbolnăvește, trebuie să scoată 400 de metri pe targă, până la ambulanță. Mă duc, plâng de ea. Da? E foarte de facem, că mai dau așa, dosarul cu din aval de pot cu slotul. Ca aici trebuie prin seințura în coală, pușcată stânca ce, și gabioane toată zona, de la pod până la Gică Burghezi. Da. Dincolo la Simeteu am văzut că se tot depozitează pământ. Pământ, face umplutorul. Pentru ce face aia? Chiar în fața primăriei, din capul podului, chiar în capătul podului. Capul podului de la Deapă. Cred că sunt vreo 10 mașini, una lângă alta, pentru pământ. Pentru ce înalți acolo? Să gână apă, să gână apă, coace. Mă duc acum după, e credenția, mă duc să-i caut. Eu am nevoie de pământ bun să facem pământulecă. Exact cum la pantă, la camară, una lângă alta. Păi de ce să-l duc acolo? Că am nevoie de pământ în fața. Acum îl duci, nu l-a văzut nimeni. De unde îl duci? Nu l-a văzut nimeni acolo. De unde îl duci? Să dracu, eu nu știi. Domnul Cibota, dar de unde îl duci? Păi nu știu că ieri... Poate l-o cumpăra să-l pun la... Ieri așa și... Gabi Manea? Am văzut chiar în drum, ora lângă alta. Unde era drumul ăla pe lângă... Da, acolo Gabi Manea vorbesc. Unde iese la camară? Vorbesc cu Gabi Manea, proprietate particulare. Vedem. El are pe un maluat. Nu, el are format un agar. Atunci, dacă ceva e, noi lăsăm acolo. Vă dau răspunsul mâine. Sau într-o oră, două. Este ok. Da, domnul Ghicele este pe una lângă alta, chiar în drum. Mi-asum responsabilitatea. Da? Dar eu am nevoie de pământ în față. Hai să facem parc gratuit. Nici, deci să-l duc acolo, că am nevoie de pământ aici. Hai să te minim cu partea ce? Domnul Costel, aveți ceva de... Comentat? Comentat? Nu. Ați văzut că am fost în chestia asta, s-a luat de mine. Domnul Dădaș, dacă te mai întreabă și am ce mi-e poți suna de stoi cu lemn, de pe capăt așa puțin în sături. Eu am fost eu lemn de la el. Da. Eu i-am zis, băi, dă-mi vreau și eu lemn pentru mine, că trebuie. Să-l plătesc cât e? 100, 200 metru cub? Da. Nu vând lemn în zona asta că e ieftin. Asta a fost răspunsul care mi-l-a dat. O, dar îți dau 200 cât e metru cub, dă-mi și mie o mașină de lemne. Nu vând aici. El îl vinde la kilogram. Ce vrei să vă? Dacă eu m-am dus să iau și eu lemn și nu vreau să-mi dea nici lemn. Da, nu vreau să-mi dea lemn. Legislația poate și e nu-i corect. Da, ce să vă spun, de că urez domnului nou consilier din toată inima. Domnul Pintu, da, să-l pește. Tot să votez numai pentru Billy Comus. Da. 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 Da.